Salut! Sunt Ionuț și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Sper că nu ați uitat de QR codul nostru magnific, unde puteți găsi absolut toate lecțiile predate până acum, inclusiv emisiunile live, unde vedeți oameni care impresionează, care motivează adolescenți. Bun, să trecem la treabă. Maria, profa de română, ne-a pregătit astăzi verbul. Haideți să vedem ce are ea de spus cu această minunată parte de vorbire. Continuăm astăzi călătoria noastră prin frumoasa noastră limbă cu părțile de vorbire și începem cu verbul. Verbul este partea de vorbire care arată acțiunea, starea sau existența. Acesta își modifică forma în funcție de timp, de persoană și de număr, adică este o parte de vorbire flexibilă. Verbul are trei timpuri de bază: trecutul, adică acțiunea se desfășoară înainte de momentul vorbirii, prezentul, acțiunea se desfășoară în momentul vorbirii și viitorul, acțiunea se desfășoară ai ghicit după momentul vorbirii. Verbul are trei persoane: persoana întâi, adică vorbitorul, persoana a doua, adică ascultătorul, și persoana a treia, adică cel despre care este vorba în mesaj. De asemenea, verbul are două numere. Singular, atunci când acțiunea este făcută de o singură persoană și plural, folosind atunci când acțiunea este făcută, ai ghicit de două sau mai multe persoane. Predicatul verbal atribuie subiectului o acțiune sau o stare, arată ce face subiectul sau ce se spune despre subiect. Este exprimat printr-un verb cu înțeles de sine stătător, adică un verb predicativ, îl numim noi, la un mod personal, adică își modifică forma după persoană, iar în propoziție sunt predicate verbale. Acțiunile pot fi considerate de vorbitori sigure sau posibile realizabile. Modul care arată o acțiune sigură și reală este modul indicativ, și cu acesta începem noi discuția noastră de astăzi. Hai să vedem niște exemple și să facem niște exerciții. După cum am zis și mai devreme, începem cu timpul prezent, care desemnează o acțiune ce se desfășoară în momentul vorbirii. Verbele la timpul prezent îndeplinesc funcția sintactică de predicat verbal. Hai să vedem direct niște exerciții. Identifică prin subliniere verbul la prezent din șirul propus. O să vedeți că avem aceleași șiruri pentru toate timpurile modului indicativ. A. Citesc, vorbeați, am auzit lucrai. Care dintre aceste verbe indică o acțiune petrecută în momentul vorbirii? Ei bine, este foarte simplu. Citesc. Punctul B. Mătură, ai scris mătura, priviți. Câte verbe la timpul prezent există în acest șir? Păi, în primul rând avem mătură și priviți. Apoi au venit, alegi, repeta, vor închide. Avem un singur verb la timpul prezent și anume alegi. Următorul exercițiu completează coloanele libere cu prezentul verbelor date la persoanele întâi, a doua și a treia. Începem cu verbul a mânca. Eu mănânc, noi mâncăm. Trecem la persoana a doua. Tu mănânci, Voi mâncați. Și în fine, persoana a treia. El sau ea mănâncă. Și ei, ele ce fac? Mănâncă. Bun, și am terminat primul verb. Apărea. Eu par. Noi părem. Tu pari. Voi păreți. El sau ea pare. Ei ele par. Al treilea verb. A scrie. Eu scriu, noi scriem. Tu scrii cu doi i, da, foarte important. Voi scrieți. Și în fine, persoana treia, el sau ea scrie ei ele scriu. Și ultimul verb, a eu știu, noi știm, tu știi, voi știți, el sau ea știe și ei sau ele știu. Am vorbit noi la începutul lecției despre faptul că una dintre categoriile gramaticale ale verbului este reprezentată de persoană. Da? Am ales aici, uh, sau, rog, am trecut verbele prin toate persoanele, la singular și la plural. Da? Asta, odată și doi. Aceste verbe au fost alese în funcție de conjugare. Avem conjugarea, întâi, Aici verbele care se termină în a, conjugarea a doua, verbele care se termină în ea, conjugarea ai ghicit a treia, adică verbele care se termină în e și, în fine, conjugarea a patra, verbele care se termină în i sau în u. Mai departe. Completați spațiile libere cu formele de prezent ale verbelor indicate în paranteză. Apoi el dă din umeri și pornește mai departe. Merge el cât merge până ce, cu mare greu, găsește drumul. Acesta a fost timpul prezent. Trecem la următorul timp al modului indicativ, și anume timpul imperfect, care exprimă o acțiune trecută care se desfășoară în același timp cu o altă acțiune trecută, arătând durata. Și, după cum am zis, avem același șir de verbe, doar că de data asta trebuie să identificăm verbele la imperfect. Citesc, vorbeați, am auzit lucrai. Verbele la imperfect sunt vorbeați și lucrai. Apoi, mătură ai scris, mătura priviți. Verbul la imperfect este mătura. Da? Deci acestea sunt niște acțiuni care se petrec în același timp cu alte acțiuni. Au venit, alegi, repeta, vor închide. Care e verbul la imperfect? Ei bine, este repeta. Trecem la următorul exercițiu. Completează coloanele libere cu imperfectul verbelor date la persoanele întâi, a doua și a treia. Avem aceleași verbe. Da? Și avem eu mâncam, noi mâncam. Și aceasta a fost persoana întâi, singular și plural. Apoi tu mâncai, voi mâncați. Persoana a doua, singular și plural, și el ia mânca, ei ele mâncau. Verbul apărea. Eu păream. Noi? Ce făceam? Păream. Tu? Părei? voi părați. El ia părea și ele păreau. A scrie eu scriam noi scriam tu scriai voi scriați, el sau ea scria, ei sau ele scriau. Și ultimul verb, eu știam, noi știam, tu știai, voi știați, el ia, știa și ei el, ele știau. Și în fine, ultimul exercițiu cu verbul la timpul imperfect. Construiește câte o proporție cu verbele a ști, a scrie, a crea, la imperfect, persoana a treia și adăugăm noi acum singular. Ia, știa, lecția. Lucru pe care trebuie să-l faceți și voi. Apoi, a scrie. El scria frumos. Și în fine, a crea Mihai crea povești. Crea cu un singure. Și acesta a fost timpul imperfect. Trecem la următorul timp al modului indicativ, și anume perfectul compus, care exprimă o acțiune trecută și terminată în momentul vorbirii, spre deosebire de imperfect. Dar aici, la timpul perfect compus, avem ceva deosebit. Ce știm noi despre verbe? Că sunt predicative când formează singure predicatul unei propoziții, și nepredicative când nu formează predicatul unei propoziții. Aceste verbe nepredicative, care ajută la formarea unor moduri și timpuri verbale, se numesc verbe auxiliare. Ce știm despre perfectul compus? Că este format dintr-un verb auxiliar și un participiu. Participiul e o formă verbală nepersonală, adică nu are persoană, care arată o acțiune suferită de o ființă sau de un lucru. După cum am zis, perfectul compus se formează din forme specifice ale verbului auxiliar a avea, și o să scriu aici, plus participiul verbului de conjugat. Hai să vedem niște exemple ca să înțelegem despre ce e vorba. Avem din nou șirul de verbe cu care sunteți obișnuiți. Citez, vorbeați, am auzit, lucrai. Care dintre aceste verbe este la perfect compus? Emine este am auzit. Da? Avem verbul auxiliar a avea la persoana întâi și auzit este verbul la participiu. Dar despre participiu și ce alte forme nepersonale ale verbelor vom vorbi noi pe îndelete într-o altă lecție. Mătură, ai scris, mătura, priviți. Ai scris. Ai, da, verbul auxiliar și scris verbul la participiu. Au venit, alegi, repeta, vor închide. Au venit, da? Deci din nou avem perfectul compus. După cum îi spune și numele, din nou avem de uh, conjugat aceste verbe. Eu am mâncat. Noi am mâncat. Tu ai mâncat. Voi ați mâncat. El ea a mâncat și ei, ele au mâncat. Ce remarcăm? Că numai verbul auxiliar își modifică forma, da? În timp ce verbul a participiu rămâne același. Așa că vom trece un pic mai repede prin următoarele verbe. Apărea. Eu am părut. Noi am părut. Tu ai părut. Voi ați părut. El, ea a părut. Ei, ele au părut. Da? Deci, din nou, verbele auxiliare care se schimbă și participiul care rămâne același. Eu am scris. Noi am scris. Tu ai scris. Voi ați scris. El, ea a scris, ei ele au scris. Și, ultimul, eu am știut, noi am știut, tu ai știut, voi ați știut, el ea a știut și ei ele au știut. Apoi, construiește câte o propoziție cu verbele a ști, a scrie, a crea, la imperfect, persoana a doua singular. Tu ai știut. Ce e de făcut. Apoi a scrie. Ai scris conștiincios, să zicem. Conștiincios. Și ai creat o lucrare minunat! Și punem și un semn de exclamare ca să ne arătăm entuziasmul. Da? Ai creat din nou cu un singur E. Oh, am obosit cu atâtea exerciții despre verb. Sper că tu ești mai energic decât mine. Dar am o idee. Ca să nu obosim și mai tare decât am făcut-o deja, hai să lăsăm restul timpurilor verbale ale modului indicativ pentru următoarea lecție. Da? Când vom învăța ultimele două timpuri ale trecutului și timpul Viitor. Până data viitoare, nu uita că numai întrebările nepuse nu au răspuns, așa că fi curios. O zi bună! Bun, discuția despre verb nu s-a terminat aici, cum vă spunea și Maria. Eu vom avea și data viitoare partea a doua din verb. Mai departe, Alina Ciocan, profa noastră de mate, ne va prezenta cum stă treaba cu amplificare, simplificare, tot matematic. Sunt Alina, profata de mate. Lecția trecută ți-a năsat ca temă de introdus întregii pentru 4 întregi și 3 pe 7 și să scoți întregii din fracția 123 pe 5. Răspunsurile sunt 31 pe 7 și 24 de întregi și 3 pe 5. Sper că toată lumea a obținut aceste rezultate. Dacă nu, mai verifică-te rog calculele pentru că știu că poți. Just Do it! Azi o să continuăm călătoria noastră alături de fracții ordinare și vom discuta despre amplificarea și simplificarea lor O lecție care face parte din programa clasei A5 -a. Presupun că din denumirile lor cam v-ați prins cum stă treaba A amplifica înseamnă a înmulți și numărătorul, dar și numitorul unei fracții cu un număr natural de exemplu, amplificarea fracției 3 pe 4 cu 5 înseamnă a înmulți și 3 cu 5, dar și 4 cu 5 și se obține, evident, tot o fracție, și anume 15 pe 20. A simplifica o fracție înseamnă a împărți și numărătorul și numitorul unei fracții cu același număr natural. Adică, pentru a simplifica fracția 6 pe 8 prin 2, înseamnă a împărți și 6, dar și 8 la 2. Obținând fracția 3 pe 4. Acum, putem simplifica orice fracție cu orice număr natural? De exemplu, pe 6 pe 8 o putem simplifica prin 3? 6 se împarte la 3, dar 8 nu. Deci, răspunsul la prima întrebare este nu. Nu putem simplifica orice fracție cu orice număr natural vrem noi. Oare ce trebuie să fie acest număr și pentru numărător, dar și pentru numitor? Îți mai amintești când am vorbit despre divizibilitate? Ei bine, pentru a simplifica o fracție cu un număr natural, trebuie să mă asigur că acesta este divizor și al numitorului, dar și al numărătorului. Adică un divizor comun, nu? Îți amintesc că divizorii unui număr natural sunt toate numerele la care numărul respectiv se împarte exact. De exemplu, Divizorii lui 28 sunt 1, 2, 4, 7, 14 și 28. Bun, acum că știm ce este un divizor, să vedem ce înseamnă un divizor comun pentru două numere. De exemplu, care sunt divizorii comuni pentru numerele 6 și 8? Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3 și 6, iar divizorii lui 8 sunt 1, 2, 4 și 8. Se vede clar că divizorii comuni sunt 1 și 2. Putem afla care este cel mai mic și cel mai mare divizor comun a două numere. Știm că unul este divizor pentru orice număr natural, deci, evident, el o să fie cel mai mic. Și atunci se pune problema cine este cel mai mare divizor comun. Evident, putem vedea asta scriind divizorii fiecărui număr în parte. Dar, ce treabă are amplificarea și simplificarea fracțiilor cu divizibilitatea? De ce trebuie să aflăm cel mai mare divizor comun a două numere? Teoria ne spune că o fracție care nu se poate simplifica se numește fracție ireductibilă. Deci, evident, o fracție care se poate simplifica se va numi reductibilă. Ideea este că noi, în exerciții, lucrăm cu fracții ireductibile. De ce? Pentru că ne va fi mult mai ușor prin urmare, este esențial să aducem fracțiile la forma lor ireductibilă. Cred că aceste discuții necesită totuși folosirea tablei. Deci haideți să mergem. Bun, În primul rând, avem notații pentru amplificare și simplificare. Deci, pentru fracția 3P4 pe, pe care o vom lua ca exemplu. Da, am spus că o amplificăm cu. 5. Amplificarea se notează în partea stângă, cum ne uităm, în partea dreaptă a fracției. Și vom scrie așa: 5 ori 3, supra 5 ori 4. Și obținem fracția 15 pe 20. Pentru simplificare, am spus 6 pe 8. Simplificarea se notează în partea dreaptă, sus, deci în partea stângă a fracției. Am spus că simplificăm prin 2. Asta înseamnă 6 împărțit la 2 supra 8 împărțit la 2, care este 3 pe 4. Bun. Deci, amplificarea am spus că se notează în partea stângă, simplificarea în partea dreaptă. Și vreau să observăm că am pus egalitate între ele. Adică 3 pe 4 este egal cu 15 pe 20 și 6 pe 8 este egal cu 3 pe 4. Dar oare ce înseamnă că două fracții sunt egale între ele? Înseamnă oare că numărătorul este egal cu numărătorul și numitorul este egal cu numitorul? Păi se vede clar că 3 nu este egal cu 15 și 4 nu este egal cu 20. Prin urmare, nu este neapărat ok să spun că fracțiile sunt egale. Și le vom numi fracții echivalente. Acum, uite, ca să înțelegi mai bine, voi reprezenta fracția 1 pe 2 și fracția 2 pe 4. Adică, care este legătura între ele? 1 pe 2, cu cât trebuie să-l amplificăm ca să obținem 2 pe 4? Păi, amplificăm cu 2 și vom avea 2 supra 4. Deci, fracția 1 pe 2 și fracția 2 pe 4 sunt două fracții echivalente. Și am spus că le vom reprezenta. O să desenăm un dreptunghi. Pentru a reprezenta fracția 1 pe 2, ce trebuie să fac? Practic am același întreg, da? Mai întâi împart în două părți egale. Hașurez o parte și avem fracția 1 pe 2. Acum, Trebuie să împart întregul, să-l fragmentez și în patru părți egale. Și atunci, cum o să fac asta? Păi simplu, nu? Fiecare parte de aici trebuie să o mai împart în două. Bun. Și atunci, fracția 2 pe 4 va fi reprezentată de cine? Ce trebuie să fac? Trebuie să hașurez primele două părți. Și observăm că am hașurat aceeași parte din întreg deci ele sunt fracții echivalente. Bun, pentru a obține fracții echivalente, cu o fracție dată, trebuie să amplificăm fracția respectivă sau să o simplificăm, după caz. Cum mai putem verifica dacă două fracții sunt echivalente? Păi, dacă le mulțim pe diagonal, așa cum am învățat la comparare. Și haideți să ne uităm la exemplul inițial pentru 3 pe 4. Care era echivalent cu 15 pe 20, dacă înmulțim pe diagonală, vom avea 3 ori 20, 60 și 4 ori 15, care este tot 60. Deci, atunci când înmulțim numărătorul primei fracții cu numitorul celei de-a doua, da? deci pe diagonală, obținem un produs egal cu produsul dintre numitorul primei fracții și numărătorul celei de-a doua, atunci fracțiile sunt echivalente. Acum, vreau să luăm ca exemplu fracția 20 pe 24 și să o aducem la o formă ireductibilă. Voi scrie aici 20 pe 24. Bun, am spus așa că pentru a aduce o fracție la formă ireductibilă trebuie să simplificăm. Și cred că se vede clar că și numărătorul, dar și numitorul se împart la 2. Deci putem simplifica această fracție prin 2. Punem în partea dreaptă, 20 împărțit la 2 este 10, 24 împărțit la 2 este 12. Dar rezultatul nu este o fracție ireductibilă. Deci, observăm că mai putem simplifica prin 2. Și ce o să obținem? 10 împărțit la 2 este 5, 12 împărțit la 2 este 6. Bun, deci am obținut fracția 5 pe 6 și cum 5 se mai împarte doar la 1 și la el însuși, adică este un număr prim, iar 6 nu se împarte la 5, atunci fracția va fi ireductibilă. Cred că este evident că nu amplificăm și nu simplificăm o fracție cu 1. Nu se va întâmpla nimic cu fracția noastră. Deci am făcut două simplificări putem să ajungem la o fracție ireductibilă printr-o singură simplificare? Da, exact cum te gândeai. Trebuie să vedem care este cel mai mare divizor comun al, al numerelor 20 și 24. Haideți să vedem. lui 20. Vom nota așa de mare de la divizori indice 20 două puncte și să-i scriem 1, evident, apoi 2, 4, 5, 10 și 20. Iar divizorii lui 24 sunt de 24, 2 puncte, 1, 2, 4, 6, 12 și 24. Bun. Observăm că cel mai mare divizor comun este 4. Ceilalți divizori sunt comuni, sunt 1 și 2. Deci, pentru că 4 e cel mai mare divizor comun, înseamnă că putem simplifica fracția prin 4. Deci, 20 pe 24, simplificăm din prima cu 4 și obținem fix 5 supra 6. Ok. Acum, nu este greșit să facem mai multe simplificări, cum am făcut inițial, dar a găsi divizorul comun al numărătorului și numitorului ne ușurează treaba. Adică suntem mai eficienți. Și, dacă tot suntem aici, avem o notație pentru cel mai mare divizor comun a două numere naturale, și anume punem cele două numere într-o paranteză rotundă cu virgulă între ele. Adică scriem paranteză rotundă 20,24 și îl scriem 4. Deci, atenție, asta e notația pentru cel mai mare divizor comun. Observăm că aici îl scriem doar pe 4, nu și pe 1 și 2. Bun, la ce ne mai ajută amplificarea și simplificarea? Ne ajută pentru a aduce fracțiile la același numitor. Deci, ne-ar trebui fracții cu același numitor? Păi, la tot ce am vorbit până acum, cred că cel mai mult ne ajută la a compara două fracții. Uite, dacă vrem să comparăm 3 pe 8 cu 2 pe 16, ce facem? Haideți să scriem. Deci vrem să comparăm 3 pe 8 cu 2 supra 16. Ne uităm mai întâi dacă fracțiile sunt ireductibile. Observăm că 2 pe 16 nu este o fracție ireductibilă și că putem să o simplificăm prin 2. Bun, să facem asta mai întâi. Deci o să avem 3 pe 8 de comparat cu 2 împărțit la 2 este 1 16 împărțit la 2 este 8. Deci, ce trebuie să facem acum? Să comparăm 3 pe 8 cu 1 pe 8. Și evident, 3 pe 8 va fi mai mare, pentru că știm că dacă fracțiile au același numitor, atunci fracția mai mare va fi cea cu numărătorul mai mare. Bun, putem obține această inegalitate și prin simplificare. La ce trebuie să ne uităm? La numitor, la 8 și la 16. Și ne ajută foarte mult faptul că 2 ori 8 este 16. Deci, putem să amplificăm fracția 3 pe 8 cu 2. Să vedem, o să mai scriu încă o dată aici. 3 pe 8 de comparat cu 2 pe 16. Amplific cu 2. 2 ori 3 este 6. 2 ori 8 este 16. De comparat cu 2 pe 16. Și, surpriză, tot semn mai mare o să avem pentru că 6 este mai mare decât 2. Deci, 6 supra 16 este mai mare decât 2 pe 16 și atunci fracțiile inițiale, 3 pe 8, va fi mai mare decât 2 pe 16. Bun, sper că totul este clar. Acum, haideți să mergem să recapitulăm puțin ce am vorbit astăzi. Hai! Deci fracțiile se pot amplifica și se pot simplifica. Amplificarea este înmulțirea și a numărătorului și a numitorului cu un număr natural. Iar pentru simplificare împărțim și numărătorul și numitorul cu un număr natural. Dar acest număr trebuie să fie un divizor comun diferit de 1 al numitorului și numărătorului. Ca să facem o singură simplificare, trebuie să împărțim prin cel mai mare divizor comun al numărătorului și numitorului, iar rezultatul va fi o fracție ireductibilă. Cum aflăm cel mai mare divizor comun? Deocamdată, scriem divizorii și îl alegem pe cel mai mare. Normal că o să învățăm și o altă metodă de a afla cel mai mare divizor comun a două numere, naturale, dar până atunci sper că ți-am simplificat viața și ți-am amplificat pofta de matematică, pentru că mai avem de discutat despre fracții ordinare. Pe data viitoare! Cine urmează acum? Nimeni altul decât Marcel Bartic, care astăzi a venit cu încă o pastiluță de istorie, să spunem, Funny. Ei bine, din aceste pastiluțe, el dorește să vă arate că istoria este o poveste minunată. Da, și putem să învățăm multe lucruri dacă știm cum să le povestim. Astăzi ne va prezenta la ce s-au mai gândit oamenii să folosească pe post de arme. Domne, când e vorba de buf, baf, buff, bibabim, bibabum, ați înțeles, adică războaie, creativitatea omului nu are limite. Ar fi în stare să transforme și o scândură din gard în rachetă intercontinentală de la gheoaga țintuită până la ultimul model de supersonic F-22 Raptor, omenirea s-a dovedit a fi foarte inventivă atunci când a fost vorba de găsit mijloace cu care să-i dea în cap inamicului. <tri> Uneori mă gândesc că dacă toată energia asta ar fi fost folosită pentru a găsi de pildă leacuri pentru bolile incurabile, precise eram nemuritori până acum. Dar mă rog, am fost preocupați mai mult să ne sfâșiem între noi precum câinii. E, apropo de câini, mi-a venit o idee. Ce-am zice să vă povestesc astăzi cum au fost folosite animalele de-a lungul timpului pe post de arme. Nu o să vă vină să credeți. Salutare, sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă spun bine v-am regăsit la o nouă emisiune After School. Locul în care vă ajut să învățați și învățăm împreună. Dacă veți răsfoi cărțile de istorie, veți observa că încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit animale în confruntările militare. Cred că știți, nu așa, că primul animal domesticit a fost câinele. Știm astăzi de pildă că principalul scop al îmbrânzirii lui a fost acela de a avea un partener eficient la vânătoare, dar și pentru paza așezărilor umane, Dincolo de aceste îndatoriri, câini din rase uriașe astăzi dispărute au fost utilizați pentru război. Unii specialiști spun că în luptele dintre triburi câinele a fost utilizat încă de acum 15.000 de ani. 15.000 de ani, vă dați seama, nici nu ieșiseră încă din epoca pietrei. Mărturii cu privire la existența unei rase mari de câine folosite în război apar încă din antichitate. Cea mai veche mărturie în acest sens datează din jurul anilor 600 înainte de Hristos, când Aliates, regele Lidiei, un regat din Mică de pe teritoriul Turciei de astăzi, a folosit câini împotriva cimerienilor, o populație migratoare de călăreți războinici. Câinii special antrenați ai regelui Aliates au reușit să provoace probleme foarte serioase în amicului. Mai precis împotriva cavaleriei, ucigând mai mulți inamici și alungându-i pe restul. Cam tot pe atunci războinicii din Magnesia, o regiune din centrul Greciei antice, foloseau de asemenea câini în război. Istoricii cred că aceștia erau utilizați pentru a rupe liniile inamice, pentru a provoca panică, cred și eu, și dezordine, și erau urmați de un atac cu lâncile și o șarjă de cavalerie. Una dintre rasele cele mai feroce de câini războinici, de altfel și cea mai cunoscută în istorie, un strămoș al tuturor raselor de talie mare de astăzi, se numea Molosus. Era un câine gigant, deosebit de agresiv, crescut de triburile din munții Epirului, adică de prin Albania de astăzi. Inițial a fost un câine de pază al turmelor, mai apoi antrenat și pentru război. Unele surse istorice afirmă că era atât de puternic încât putea lupta cu feline de talie mare, cu urși chiar, și ar fi putut chiar dobori un taur. Istoricul grec Herodot din Halicarnas povestește că regele Cirus cel Mare, cel care a pus bazele Imperiului Persan, a primit un câine în dar de la regele Epirului, undeva prin preajma anilor 550 înainte de Hristos. Mare amator de lupte între animale l-a pus pe acest câine din Epir să lupte împotriva unui taur. E, acum ce să vezi, Grivei, săracul, cred că n-a fost în cea mai bună formă a lui și a pierdut meciul. Iar Cirus s-a enervat și a ordonat să fie ucis. Ce să vezi, regele Epirului a auzit întâmplarea, s-a cam înverzit la față. I-a trimis de îndată regelui Persan un alt câine molosus. A cum să vezi. Povestea spune că acest câine a luptat cu atâta dârzenie încât a învins un taur și mai apoi un elefant. Mă rog, la treaba cu elefantul eu am oarăși ce dubii, doar să fie avut la vreo depresie, vreun deranj la stomac, în sfârșit. Na. Cert este că anumite rase de câini au fost folosite multă vreme în confruntările militare, inclusiv în perioada contemporană. Uite, spre exemplu, în cel de-al doilea război mondial, sovieticii s-au gândit ei să dreseze câini pentru a-i trimite cu încărcături de explozibil ca să facă poc sub tankurile germane. E, la prima vedere părea ceva simplu și eficient. La prima vedere. Pentru că sovieticii au dresat acești câini făcându-i să creadă că sub tancurile dușmane era mâncarea lor, îi lăsau zile întregi animalele fără hrană, pentru ca în timpul luptei să meargă cât se poate de repede la tancurile germane. Uh, <coughs> nu s-au gândit la un lucru. În haosul de pe câmpul de luptă, câinii nu se îndreptau întotdeauna spre tancurile germane. Și ce să vezi? Uneori mai confundau vehiculele stăpânilor lor cu cele ale germanilor și căutau mâncare sub ele, făcându-i pe sovietici să simtă pe propria piele nefericita idee. BUM! Nici pisicile nu au lipsit din peisajul războinic al unor epoci. În anul 525 înainte de Hristos, spre exemplu, în timpul Bătăliei de la Pelusium, o confruntare celebră între faraonul Amasis al II-lea al Egiptului și regele Cambize al II-lea al Persiei, unii istorici relatează că persanii au speculat foarte ingenios faptul că egiptenii considerau pisicile sacre. Tocmai de aceea, au eliberat înaintea atacului un număr mare de feline pe câmpul de luptă, iar egiptenii, temându-se că le-ar putea răni, au refuzat să tragă cu săgețile. Foarte frumos din partea lor. Doar că pentru asta au cam pierdut lupta. Nu doar câinii sau pisicile, dar și alte specii de animale au mai fost folosite pe post de armă. De proiectile, mai precis. Unele mai puțin obișnuite, la care pun că nu v-ați fi așteptat vreodată. boa. În anul 405 înainte de Hristos, grecii au utilizat acest șarpe ca armă pentru a cuceri anumite teritorii. Din ambarcațiunile lor îi aruncau ca pe niște proiectile împotriva flotei dușmane. Mă rog, acum, bo, ăsta săracul nu e veninos, dar nu e ca și cum ai vrea să-ți iei micul dejun lângă unul. Cu atât mai puțin să vezi că zboară vreo câțiva eh, în direcția ta. Această tactică urmărea să creeze de rută în rândul inamicului pentru a ușura atacul principal. Elefanții au făcut parte de asemenea din arsenalul unor armate. Adevărate tancuri aceștia au fost o adevărată forță de luptă, folositi pe scară largă din India până nord-vestul Africii. Probabil cel mai cunoscut exemplu este însă cel al generalului cartaginez Hannibal, care în anul 218 înainte de Hristos a pus la cale una dintre cele mai faimoase acțiuni militare din Antichitate. Aflat în conflict cu Republica Romană, Hannibal și-a condus armata peste Alpi, în Italia, luându-i pe romani prin surprindere. Armata sa, compusă din pedestrași și cavalerie, era însoțită de vreo 3,7-38 de elefanți. Bine, sărmanii elefanți nu prea au supraviețuit marșului prin munți, așa că în scurt timp lui Hannibal i-a mai rămas doar unul, pe care se pare că l-a mai călărit și el din când în când. Probabil că a fost suficient cât să bage spaima romani, pentru că multă vreme după aceea, aceștia au asociat imaginea elefantului cu cea dușmanilor Romei. Acum, să nu credeți că doar patru pedele și-au obținut faima pe câmpul de luptă. Uite de pildă delfinii și lei de mare, au și ei un loc de cinste în galeria necuvântătoarelor războinice. Deși a operat în secret până prin anii 1990, programul de mamifere marine al Marinei Statelor Unite ale Americii a recrutat și a antrenat viețuitoare marine de peste 40 de ani. La început, numeroase specii au fost luate în considerare pentru această inițiativă, inclusiv balene ucigașe și foci. Însă delfinii și leii de mare au apărut rapid printre favoriți. Înzestrate cu simțuri superioare, înotătoarele inteligente au fost utilizate în Vietnam, în Golful Persic și în bazele navale din frontul de acasă. Delfinii descoperă și indică poziționarea minelor marine pentru care sunt prea ușori pentru a le declanșa, folosindu-se de abilitățile de ecolocație, iar lei de mare se pot scufunda zeci de metri pentru a investiga sau recupera obiecte pierdute sau suspecte. Ambele specii de animale erau învățate să păzească porturi sau nave prin detectarea intrușilor neautorizați, cum ar fi scafandrii inamici. Acum, pregătiți-vă pentru cea mai înfiorătoare creatură, cea mai înspăimântătoare viețuitoare care a putut fi folosită vreodată într-un război și care a făcut mai multe pagube inamicului decât 10 regimente la un loc. Lampiris Noctiluca adică Licuriciu. Da, exact. Licuricii au avut o importanță foarte mare. În timpul primului război mondial de pildă, militarii strângeau licurici în recipiente de sticlă și se foloseau de lumina lor pentru a citi tot felul de informări. Într-un război, sigur, știți și voi, informația înseamnă putere și șanse mai mari de a câștiga lupta. Micile lanterne efemere le-au permis soldaților să citească rapoarte secrete, să studieze hărți de război sau să citească scrisorile de la cei dragi rămași acasă. Conform unui studiu realizat prin 2010, numai 10 licurici pot furniza aceeași cantitate de lumină precum o lampă stradală modernă. Dragilor, eu sper ca toate poveștile astea să rămână doar în cartea de istorie și să nu mai avem niciodată ocazia să vedem bietele animale folosite prin războaie. E un act de cruzime care sper să nu se mai repete niciodată. Dar aici interveniți voi, o generație care va avea grijă ca viitorul nostru să fie unul mai pașnic și în care animalele să se, se bucure de mai multă apreciere și respect din partea noastră a oamenilor. În definitiv, împărțim aceeași planetă împreună. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi la emisiunea After School, locul în care vă ajut să învățați și învățăm împreună. Salut! Sunt Ionuț, proful vostru de dirigenție, iar astăzi, în periplul nostru prin lumea sportului, o să ne oprim la arta tenisului. Unul din sporturile mele preferate și aș vrea să vă spun cum a apărut el în istoria omenirii și cum se desfășoară astăzi. Sportul cu rachetă, denumit în mod tradițional Tenis de gazon sau tenis de câmp, cunoscut acum în mod obișnuit sub numele de tenis, este descendentul direct al ceea ce este acum denumit Tenis real sau tenis regal, care continue să fie jucat și astăzi ca un sport separat cu reguli un pic mai complexe. Majoritatea regulilor de tenis de gazon sau de câmp derivă din acest precursor și este rezonabil să vedem ambele sporturi ca variante ale aceluiași joc. Majoritatea istoricilor cred că tenisul a fost practicat inițial în mănăstirile din nordul Franței în secolul al XII-lea, dar mingea era atunci lovită cu palma de aici și numele Joc de pom sau Jocul Palmei. Abia în secolul al XVI-lea au intrat în uz rachetele, iar jocul a început să fie numit simplu tenis. A fost popular în Anglia și Franța, iar Henry al al Angliei era un mare fan al jocului, denumit acum tenis real. Rămân multe terenuri originale de tenis, inclusiv terenurile de la Oxford Cambridge, paratul Falkland din Fife, unde juca în mod regulat Maria, regina Scoției, și palatul Hampton Court. Multe dintre terenurile franceze au fost dezafectate de teroarea care a însoțit Revoluția franceză. În circuitul profesionist de tenis sunt patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Primele turnee de tenis de la Wimbledon, Londra, au avut loc în anul 1877. Pe 21 mai 1881 s-a format Asociația Națională a Tenisului de Câmp a Statelor Unite ale Americii, în prezent purtând denumirea de United States Tennis Association, care a avut ca scop standardizarea regulilor și organizarea competițiilor. Primul turneu național american de tenis, sau US Open, s-a organizat pentru prima dată în 1881, la Newport, New Rhode Island, iar campionatul național de tenis feminin s-a organizat pentru prima dată în 1887. În Franța a fost organizat pentru prima dată turneul French Open sau Roland Garros în 1891. Australian Open este organizat de Tennis Australia, fosta Lone Tennis Association of Australia și s-a desfășurat pentru prima oară pe Warehouseman's Cricket Ground din St. Kilda Road, Melbourne, în 1900. Cinci. O distinție la care râvnesc majoritatea jucătorilor de tenis este Marele Șlem sau Grand Slam care este acordată jucătorului sau jucătoarei care a câștigat cele patru mari turnee într-un an, cele pe care vi le-am spus eu mai devreme. O distinție grandioasă este Golden Slam sau Slamul de Aur, care este acordată jucătorului care a câștigat toate cele patru turnee amintite mai devreme, plus medalia de aur de la Olimpiada de Vară din acel an. Steffi Graf este singura care a câștigat Golden Slam și a făcut-o în 1988 când a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Seul, câștigând totodată cele patru mari turnee de tenis din acel an. Cupa Davis este o competiție anuală între echipele naționale masculine și ea datează din 1900. Competiția pentru echipele feminine, Fed Cup, a fost fondată în 1963 pentru a sărbători cea de a 50 -a aniversare a Federației Internaționale de Tenis, cunoscută și sub numele de ITF. În anii 90, jocul masculin de tenis a bazat din ce în ce mai mult pe condiție fizică și forță. Pete Sampras din Statele Unite a reprezentat cel mai bine acest stil de joc, folosind serve devastatoare și smashuri alături de o agilitate excepțională pentru a revendica 14 titluri de Grand Slam. Recordul a fost ulterior depășit de Roger Federer din Elveția. Jucători precum Patrick Grafter din Australia, suedezul Stefan Edberg și rusul Evgeni Kafelnikov și-au revendicat de asemenea o mare parte din titlurile majore din deceniul trecut. Dar Andrew Agassi a apărut ca principalul rival al lui Sampras. Rivalitatea masculină se păstrează și în zilele noastre, unde trioul legendar Roger Federer, Rafael Nadal și Nova Djokovic ne încântă cu stiluri total diferite de joc. Ei reușim performanța să dețină împreună 60 de titluri de Grand Slam, câte 20 pentru fiecare. Practic, nu se poate face o departajare între cei trei. Nume precum Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverec și Dominic Tim sunt jucători care reușesc an de an să schimbe strategii și să ne demonstreze că tenisul evoluează de la an la an și că magia sportului alb, așa cum este ea denumită, va rămâne vie mulți ani de acum încolo. Iar aceste lume, la care se alătură și cele din competiția feminină. Serena William, Simona Halep, Maria Sharapova și mai nou tânăra jucătoare din Marea Britanie, Emma Răducanu, care inspiră generații de copii să aibă țeluri înalte și să nu renunțe niciodată la visurile lor. Cam atât din scurta istorisire a Magiei tenisului. Sper că ați reușit să învățați că de fiecare dată când vă doriți ceva cu adevărat, puteți să vă perfecționați în acel domeniu. Sunt eu sunt proful vostru de civilizație, de dirigenție, de cultură generală, să spunem. Vă aștept și data viitoare să vedem ce alte visuri ne putem împlini.